Mâine începe sistemul garanție-returnare, prin care cumpărarea oricărei băuturi va include în preț o garanție de 50 de bani. Ambalajele, identificate printr-un simbol, vor putea fi returnate la orice magazin pentru a recupera garanția. Ulterior, ambalajele vor fi reciclate. Mâine începe sistemul garanție-returnare. Acest sistem va deveni operațional și citeam astăzi un studiu potrivit căruia 9 din 10 români au aflat de acest sistem de garanție-returnare, însă profit pentru a explica încă o dată faptul că începând de mâine, ambalajele cu logo aferent sistemului garanție-returnare vor fi purtătoare de garanție, cu alte cuvinte, ori de câte ori vom cumpăra o apă minerală sau plată, o băutură răcoritoare, o bere sau o sticlă cu vin și vom avea 7 miliarde de astfel de recipiente puse pe piață în fiecare an sau mai multe, cetățenii vor plăti o garanție de 50 de bani pe care o vor recupera de îndată ce vor înapoia ambalajul gol, evident, fie la același magazin, fie la orice alt magazin din România, pentru că toate magazinele care pun pe piață astfel de băuturi vor fi totodată și puncte de colectare. Va fi al doilea cel mai mare sistem de garanție-returnare din Europa, după cel al Germaniei, și cu siguranță va fi cel mai modern.